Bine v-am găsit la primul buchet din acest sezon, din acest an. Am adunat, bineînțeles, flori de câmp și astăzi vom face un buchețel și totodată voi face și o vază. Nu aveam o vază pe dimensiunile astea și am zis să reciclez un borcan. Mi-a rămas ceva sforicică de la tabloul ăsta pe care l-am făcut acum câteva zile. Am aici un borcan clasic și să iasă așa puțin din anonimat borcan, am zis să-i pun restul ăsta de sfoară în jurul filetului ca să nu se cunoască chiar așa borcanelul și facem o văzucă. Fiți atenți și repede, am rezolvat aici treaba. Mi-a ajuns de două rânduri aici la borcan fix. Ceea ce fac este să iau partea asta de jos la urzica moartă și să las decât bețișorul ăsta, așa. Denumirea populară nu vreți să o știți, mai ales la Constanța are o denumire foarte extraordinară. Chiar îmi zicea Ștefan, cum arăți așa ceva pe net? Zic, omule, este urzică moartă. Adică ăsta e numele ei, real. Nu e altceva. Dar trecând peste acest aspect, este o floare care se găsește peste tot. Văd dacă o curățați așa puțin, ce frumos arată. Ce flori frumoase și de un mov super intens. Asta nu e bună că e trecută. Și sămânța ei este aici, la bază. Am găsit o grămadă de sămânță. Bun. Și acum ne ocupăm de oxalis. Apropo, nu v-am arătat. Ăsta trebuie să te aducă afară. Borcănașul vază arată cam așa. Am să pun apă. Aici am apă de la fântână cu puțin zahăr. Așa, ca să țină mai mult plântuțele voioase, din acest motiv pun puțin zahăr. Am pus apă și acum vă spuneam că mă voi ocupa de oxalis pentru că trebuie să-l tai puțin ca să-l fac la nivelul borcănașului, pentru că vedeți câta tulpina poate avea, e plin de polen, mă îngălbenesc pur și simplu și miroase. Deci o aromă subtilă, dar atât de plăcută și nu știu cu ce să o asemăn, pentru că nu are un miros, să zic așa, cunoscut. Deci cam așa e. Ia să vedem, cam atât s-ar putea să tăiem, uite, până aici, cu o farfecă. Tăiem și introducem oxaliusul nostru în borcănaș, îl lăsăm să cadă așa voios peste tot și nu contează că e mai mare, că e mai mic, numai bine se așează așa voios buchețelul. Am adus și niște plântuțe, astea nu știu cum se numesc, tot așa cresc pe toate coclaurile, le găsiți peste tot, dar dădeau bine în contrast cu oxalisul. Nu aveam mai multe, căci aș fi vrut tot așa un buchet mare, mare de plântuțe din astea, dar cel mai probabil luna care vine vor răsări mai peste tot și plântuțele astea albe, care nu știu cum se numesc, nici tradițional, nici științific, trebuie să caut și eu pe Google. Cred că astea, stai așa, eu așa fac buchetele, mă gândesc, mă răzgândesc, le pun ultimele. Voi pune acum urzica moartă ca să umplu recipientul și să stea fix plântuțele cele albe, să se vadă și ele cât de cât, căci acum tind să se ducă la fundul recipientului. Fac, vedeți, aleatoriu, un amestec așa, să fie și oxalis, să fie și urzică, să fie de toate câte puțin și să ne bucure, privirea aici în casă, căci afară e totul galben de oxalis. Și uitați-vă ce frumos arată contrastul ăsta între oxalis, adică trifoi galben, și urzica asta cu mov. Deci arată splendid. Trebuie să vedeți buchețelul, nu pe mine.
acum o să introduc și floricelele astea albe, că acum vor sta mai fixe. Uitați ce frumos se văd! Doamne, deci nu mai pot. Florile de câmp, favoritele mele. Sunt absolut minunate atunci când le combin toate la oaltă și sunt din abundență, adică nu ți-e milă să zic așa că le rupi, căci e câmpul plin. Minunat arată buchețelul. Deci, trei plântuțe care de altfel e livada plină de ele. Uitați-vă și voi ce minuni pot face. Adică nu ai nevoie de prea mult ca să obții frumosul. Doamnelor și domnilor, ăsta este primul buchețel din primăvara asta și primul buchețel și vază din acest sezon. Plec aici pe mobila la bucătărie, în acest colțișor, unde de altfel filmez de cele mai multe ori, arată absolut genial și locul lui. Totodată când lucrez la masă, ce văd în prim plan e partea asta a bucătăriei atunci când lucrez, așa că o să-mi bucure privirea de fiecare dată când stau la masă, iar când vreau să decorez masa, pur și simplu iau ghivecelul de aici și îl mut la masă. Deci, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, primul buchețel din acest an este făcut. Îmi spuneți în comentarii cum vi se pare. Mie mi se pare o adevărată bucurie cu puțin cât de mult poți face.